În ședința ordinară a Consiliului Județean Călăraș din data de 29 iulie, consilierii județeni au solicitat lămuriri despre majorarea prețului la apă, acuzând că s-a luat această decizie fără a fi consultați în prealabil. Reprezentanții furnizorului de apă prezenți în sala de ședințe și reprezentantul Consiliului Județean în AGA Ecoaqua au declarat că majorarea tarifului a fost aprobată încă din anul 2019, însă din cauza pandemiei s-a amânat până acum. Domnul Ieremia, alte întrebări? Da, aș mai avea o întrebare care am vrut să o adresez la proiect 11 cu delegarea de gestiune. Da? Pentru domnul Marius Furca, domnul manager, am înțeles, de la Ecoaqua. Da. Dânsul este delegat din partea Consiliului Județean în AGA. În adunarea generală. Exact. De ce nu sunteți și noi informați? Cum a votat că s-a mărit prețul la apă, care este... Stați puțin, că acum nu stați puțin. Ați venit, de fapt, Dumbravă. Dumbravă era subiectul. Știți foarte bine că atât dumneavoastră cât și întreg Consiliul Județean ne-am pus de foarte multe ori probleme cât costă apa în Călăraș, da? Și cum încercăm să... Băi, nu plecați, mă, că trebuie să votați. Băi, stați, mă, veniți aici, luați-vă Ieremia. Cum încercăm ca acest preț la apă să-l scădem? Mai mult decât atât, dacă vă aduceți bine aminte, am avut intervenții și voi avea în continuare intervenții legat de aceste pierderi, legate de aceste pierderi enorme de la această societate. Sincer vă spun, am și eu am rămas surprins ca și... Și eu am rămas surprins ca foarte mulți colegi și bănuiesc că și dumneavoastră. În momentul când citim că fără aprobarea Consiliului Județean, ceea ce mi se părea normal, măcar o părere a Consiliului Județean, reprezentantul nostru în această asociere, SCA ADI Ecoaqua, dacă nu mă înșel, a votat pentru mărirea acestui preț. Da. Și eu am solicitat în cadrul comisiei să ne spune dacă, pe ce mandat, domnule, pe ce mandat reprezentantul nostru, a cui a avut mandat, dacă de la sine a votat el, că a zis el că e bine să mărim prețul, sau a avut un mandat, Consiliul Județean nu i-a dat acest mandat, să aprobe mărirea prețului la apă, să ajungem cu prețul de apă și canalizare unul dintre cele mai mari din țară. Mandatului. Acest mandat a fost acordat de către dumneavoastră, un mandat expres către mine ca reprezentant. Eu sunt numit reprezentant prin dispoziție. Codul administrativ prevede că reprezentantul de drept este în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, președintele Consiliului Județean, respectiv primar, în cazul unităților administrative teritoriale, comune, orașe, municipii. Mandatul special mi l-ați acordat dumneavoastră pentru a vota în privința anumitor aspecte, printre care și alineatul articolul 16 cu alineatele lui din cadrul statului. Scuze-mă, te rog, noi v-am dat dumneavoastră mandat să aprobați mărirea prețului la apă? În privința prețului, așa cum a fost aprobat. Punctul de vedere a fost transmis de societatea Ecoaqua. Dacă ați primit mandat să votați prețul la apă, nu altceva. Ați primit mandat din partea noastră? Încă o dată, eu vă explic cum s-au descurcat. Domnul, primit mandatul din partea dumneavoastră pentru a vota... Al Consiliului Județean ați primit mandat? Da. Dumneavoastră ați votat acea hotărâre prin care mi-ați dat mandat să votez în privința articolului 16 din statul. Populația și Consiliul Județean în eroare. Dacă noi într-adevăr v-am dat mandat să votați, dar nu v-am dat mandat să votați pentru lucrul acesta. Acesta l-a făcut în general, domnul consilier. Nu, domnul președinte. Păi, dar nu se dă fiecare hotărâre. Nu i-am dat punctual, i-am dat mandat general. Asta înseamnă că dacă domnul Furga mâine vrea să-l facă 15, el face că vrea dânsul. Are mandat special, unul îl retragem, unul retragem. Nu se poate face așa, dacă îmi permiteți. De ce ați votat, domnule? De ce ați votat atunci, fără mandatul nostru? A fost justificat. O să explici acum. Ce să mai spun? Dacă ați votat și fără să ne întrebați? Dacă dumneavoastră ați crezut că e bine să votați, Societatea Ecoaqua a solicitat
Asociației de Dezvoltare și tuturor membrilor modificarea tarifului, astfel încât să poată să-și acopere cheltuielile, a putea exista. Solicitarea aceasta cu fundamentarea tariferilor a fost transmisă către ANRSC în conformitate cu prevederile legale, ca să poată fi avizat, au primit avizul ANRSC, deci este în conformitate cu prevederile legale. Acționariatul societății, precum și toți membrii, au luat decizia anul trecut, poate restul vor să înțeleagă această situație. Vă rog frumos, dați-mi lăsați să termin o secundă. Atunci, nu am înțeles, ați votat fără să am înțeles. Păi, dar nu, domnul Consiliu. Domnule președinte, aceasta era o problemă foarte gravă care afectează toată populația. Dânsul, până să voteze, trebuia să băi oameni, ce fac eu, domne? Păi, da. Asta trebuia consultarea noastră. Ce vorbiți al lor decizii? Păi, dacă ne vinde. Păi, cum să nu? Păi, dar uite, ne-a vândut. Cum să votați fără să ne întrebați? Nu există așa ceva. Nu, domnul, doar mandat general. Da, domnul, okay. Nu există mandat general. Da, există mandat general. Păi, dânsul trebuia să-l afecteze. Domnule, mă afectează. Nu vine să... Ascultați-mă. Cerem raport de activitate, cerem ce doriți dumneavoastră. Da, mulțumesc. Mulțumesc, Fulgar. Întrebarea, așa. Da, domnul consilier județean Lezeșanu? Aici este vorba de percepția populației. Corect. Da? Populația ce a înțeles? Așa cum am înțeles și noi că facem parte din populație, n-avem un mod să-l frunte că suntem consilieri județeni. Da? Dar tocmai pentru că suntem consilieri județeni, avem niște responsabilități suplimentare. Și să-mi fie cu iertăciune. În momentul în care s-a auzit că prețul la apă s-a mărit și că un reprezentant al Consiliului Județean, numit sau nenumit, și aici, Marius, te rog să mă ierți că îți spun, dar trebuie să te armonizezi și tu atmosfera de aici. Nu mai ține în fața populației care de 30 de ani a tot fost mințită, păcălită, alineatele dintr-un contract, literele, și tot felul de lucruri pe care tu ai încercat, cum spunea și colegul Dumbravă, ai fost pus într-o situație delicată, da? Dar în momentul în care ai ajuns la momentul votului măririi sau micșorării, o chestiune de bani, o chestiune pe care lumea este extrem de stresată la momentul acesta, este extrem de tensionată, atât la ultimul sătuc de la Sohatu până la capitala țării. Dom'le, trebuia totuși cu delicatețe, cu gentilețe, da? Cu pertinență, că ai stofă de om, de lider și cunoști lucrurile. Trebuia să vii, domnule președinte, domnule vicepreședinte, da, amândoi, și unul bun, unul economist, unul inginer. Ce facem? Domnul Nuțu acolo și directorul ăla general care a venit aici și ne-a zăpăcit de cap cu ce analize, ce audituri se vor face, se vor așa. Dom'le, se pare că se va mări prețul la apă. Cum să anunțăm noi că se mărește prețul la apă? Cum justificăm noi lucrurile acestea? Și atunci vedeam cum scoatem cămașa, dacă e vorba de scos cămașa. Acum ne-ai pus și tu... Și conducerea EcoAqua ne-a pus într-o situație în care, fără să știm, trebuie să dăm socoteală. Cum ieșim din treaba asta? Marcel Uțu are un răspuns. Deci, procedura de aprobare a prețului la apă și a tarifului la canalizare curare e definită prin avizare de Agenția Națională de Reglementare a Serviciilor Publice, ANRSC pe scurt, și e aprobată de Agenția de Dezvoltare Intercomunitară, ADI EcoAqua. Asta e procedura. Fundamentarea pentru majorarea celor două componente s-a făcut în luna august 2019. Domnul Dumbrav. August 2019. Aprobarea de către ANRSC, adică avizarea de către ANRSC, s-a făcut pe 9 septembrie 2019. Aprobarea jumătate din diferența de preț și de tarif s-a făcut în ianuarie 2020 cu angajamentul de către ADI EcoAqua că jumătatea cealaltă o să o aprobe în iulie 2020. Au survenit schimbările politice care au survenit și s-a translatat în timp.
și s-a ajuns aici. Vă aduc la cunoștință faptul că societatea aceasta duce în spate 33 de comunități, din care doar Călărașul este în profit. Oltenița este la limita de supraviețuire și la zero, să zicem, așa e LHU datorită celor de la biocombustibil. Avem în derulare și suntem analizați rezultatele financiare pentru ca să putem să venim cu cofinanțări la proiectul care îl așteptăm cu toții și care credeți-ne că nu ne-e ușor. Acum trebuia să fiu de la ora 1 în ședință online, dar a trebuit să vin să justific ceea ce s-a întâmplat acolo. Întreagăt fie vorba, ar trebui să avem grijă de oameni ca domnul Marius Fulga, că ușor își găsește în București așa ceva. Și vreau să vă spun că la ora actuală avem megawattul achiziționat pe bursă cu 218 lei pe megawatt și ne expiră contractul în septembrie. În septembrie, deci acum pe bursă este 500-500 și ceva de lei. Domnul Luțu, pe mine m-ați pierdut. Deci pierdut. Domnul Meseșanu. Vă rog să mă credeți. Dacă v-am pierdut, o să vă regăsesc. O să vin la dumneavoastră la birou cu material scris, poate ca un rechizitoriu, dacă este cazul. Nu știu de ce. Chiar nu știu de ce, pentru că salariile la nivel național sunt peste cele la nivel de ramură. Salariile la nivel de ramură sunt peste cele la nivel de județ și salariile la nivel de județ sunt peste cele de la Ecoacua. Și repet încă o dată, dacă vrem să mergem pe principiul solidarității și să ridicăm acest județ, vrem. Dacă nu, repet încă o dată, sunt și în situația în care sunt, pot să spun că nu trebuie omorâtă turma, că nu găsim cioban. Ciobanul poate fi schimbat. Eu fiind ciobanul, că dacă sunt inginer și n-am avut studii superioare, asta este situația. Dar tonul ăsta de rechizitoriu, nedocumentat, neargumentat și un pic nedrept. Credeți-mă că avem în spate 3 proiecte europene. Toți știm să cheltuim bani publici. Trebuie să avem și un background în spate. Vă așteptăm cu dragă inimă. Pe amândoi v-am avut pe la Apă Canal și am lucrat cu dumneavoastră. Civilizat, corect. Văd că nu mai știți drumurile pe acolo. Vă așteptăm, dăm socoteală la toată lumea. Dar repet încă o dată. Să vină cineva și să spună de ce fură lumea de la case apă. Să vină. Trebuie să dăm un moratoriu. Ați dus discuția într-o altă direcție. Ați început... Aveați o altă tonalitate și a plecat la argument. Ați început cu ideea din 2019. Eu atât am înțeles. Da? Din 2019 se pregătește această eventuală mărire. Este aprobat. Da? A fost aprobat în 2019, da. La ANRSC. Da. Deci eu am făcut apel la ce înțelege populația simplă, domnul director Marcel Nuțu. Dar ce înțelegem la simplu? Răzvan Meseșanu, cetățeanul la simplu, mai prostănac, mai fără carte, mai fără educație, deci omul ăla, cum percepe ăla mărirea atât de mare, de 9 lei sau cât Dumnezeu a ajuns? Dar cine ne împiedică să trimitem un audit, să verificăm acolo cheltuielile nefondate? Deci despre chestiunea asta vreau un răspuns. Iar m-a dus de la Ana la Caiafa. Nu am practic asta. Domnule, eu mă așteptam ca în această ședință să vină să ni se spună din 51% pierderi am redus și acum avem 49%, peste 5 ani avem 40%, nu mărirea prețului la apă. Deci e o diferență. Așteptăm îndrumări, domnul Dumbrav. Da. Repet încă o dată, s-a trecut în mare parte la contor cu telecitire. Și avem acum în integrare un program în care vedem dacă se umblă în instalații, cu telecitire. Repet încă o dată, acest serviciu nu este privatizat pentru că necesită foarte, foarte, foarte mulți bani. Când o să se termine investiția, o să vină un management iluminat care să aibă soluții. Domnule președinte, dar pun cam fiecare credeți-mă, să vină credeți-mă, la pretindem, pe lună pretindem doar o clipă da, și cu tot respectul, pretindem doar o fărâmă de respect. Pentru coloana vertebrală, atât. Pentru noi, de la prietenii noștri vechi, fără conotații.
Vă așteptăm cu drag, vă așteptăm și cu organe de control. Ne asumăm. Și acolo unde sunt probleme, răspundem din toate punctele de vedere. Dar nu mai aruncați cu vorbe. Vă rugăm frumos. Domnul Nuțu, dar noi presa, de ce nu am fost informați pentru a informa la rândul nostru pe cetățeni privind aceste majorări? Nu era normal? Deci s-a făcut procedura, să știți. Pe Furiș. Domnul, e părerea mea. E părerea dumneavoastră, dar nu e părerea dumneavoastră. Repet încă o dată, este aprobată din 2019. Scuzați. Mulțumesc. Rămâne aici, poate mai sunt întrebări. Fulga, să rămâneți. Nu, situația pe care o prezint acum, da, de acord, de domnilor consilieri, faptul că a existat un mandat general, cred că putem să venim acum și să cerem explicații pentru că acest preț la apă a fost pus pe site-ul Ecoacua și de fapt făcut în dezbatere publică cu intervențiile și completările la ceea ce s-a întâmplat, dacă cineva a avut nevoie de explicații. Nu, dar lucrurile pe care dumneavoastră astăzi, să zicem mai mult electoral, încercați să punctați, de acord, pentru că cetățeanul e cel care suportă aceste majorări de preț. Ce vinovat e, sau ce sunt vinovați cei din conducerea Ecoacua, s-a scumpit energia electrică? Sunt vinovați că s-a dublat? Carburantul. Sunt vinovați că se majorează carburantul? Sunt vinovate sindicatele care au cerut, au chemat conducerea ieri în analiză și le-au spus că salariul pe care îl primesc la nivel de ramură e foarte mic și dacă nu le majorează salariile vor intra în grevă și o să avem probleme? Sunt, astea sunt problemele reale. De aceea am spus că putem să facem o ședință cu dumneavoastră în afara ședințe de Consiliu de Țean și să vă dăm lămuririle de care dumneavoastră poate nu aveți cunoștință astăzi și împreună să le putem cere conducerii să ne le aducă la cunoștință. Cred că aceste întâlniri pe care aș numi o întâlnire tehnică după ședința de Consiliu de Țean împreună cu cei doi directori sucursalii și cu domnul director Marcel Nuțu să putem să primim răspunsurile pe care în plen le putem transforma în interpelări politice care să aducă o altă conotație decât cea care avem cu toții nevoie să putem să punem decizii care să aducă beneficiu pentru cetățean. Da, domnule Eremia? Dacă se pune și noua discuție, domnul președinte, aceste probleme cu care au necesitat să mărească dumneavoastră prețul, înțelegeam că suntem și noi oameni cu cap cât de cât, dar nu așa ne trezim. Domnul Eremia, cu tot respectul care vi-l datoresc, repet încă o dată, argumentația pentru aprobare este din august 2019. Acum, trebuie să mai mă documentez și că vă spun, am avut ceva, acum trebuia să fiu un geascos, dar nu mă scuză, n-am știut, m-a anunțat domnul Fulga că trebuie să vin la ședință. O să mă documentez, dar sigur s-a parcurs procedura de înștiințare. Dar putem, repet încă o dată, și asta și pentru viitor, vă stăm la dispoziție cu tot ce înseamnă informații. Și de pe fată înainte, nu? Ca procedură solicităm, să fie întâi discutate cu noi. Nu, dar să spună, chiar dacă sunt în 2019, trebuia să avem și noi. De acord, dar vreau să vă spun că vis-a-vis de pierderi, cu tot respectul vă spun, nu sunt pierderi. Pierderile în sistem centralizat, unde este canalizare, să zicem că s-ar duce în stația de epurare. La blocuri lucrurile s-au pus la punct, pentru că avem contorul ăla din fața blocului care reglementează mai fer, mai puțin fer lucrurile între cetățenii de acolo, dar trebuie să gestioneze și ei lucrurile. Acolo, la case, dacă ar fi o pierdere, ar ieși în stradă. Ar ieși în stradă. Mai devreme, mai târziu. Suspicionez alte lucruri, dar trebuie să facem sigur, investiții mari. Și cum să vă zic eu? Asta e știm bine, să ne asumăm știm bine că circulăm mai sănătos, mai sigur de aici, la Timișoara, pe autostrade. Dar unde că nu avem, circulăm și pe drumul național. Știm bine că am fi mai în siguranță într-un SUV. Dar uite că mai circulăm și într-un Megane, că atâta ne permitem, pe rate, pe ce avem și noi pe acolo. Adică trebuie să știm că dacă venim, avem două feluri de neevidențiere a consumului. Trebuie să fiu atent cum formulesc, așa să cuvine, nu? Odată, pe contor și să mai umblă la el, dar suntem în situația în care o să reglementăm lucrurile astea și pe bypass-uri. Vreau să vă spun că pe bypass-uri
încă nu este reglementat din punct de vedere tehnic depistarea lor pe polietilen. Și atunci trebuie să venim și cu voință politică, pentru că trebuie să dăm o perioadă de grație în care să intre în legalitate, să înțeleagă asta, și cu un sistem de amenzi care nu știu dacă ni-l asumăm ca și cetățenii ai urbei sau ai județului, în care să spunem, bă, ai furat, ai plătit și atâta. Măsurile astea coercitive sunt greu de asumat. Și în comunități cum sunt primăriile, cu comunități mici, e greu să intri acolo, să începi să debranșezi, să... Domnul Marcelu, avem aici aproape, cred că în proporție de 70% Consiliul Județean e compus din noi membri. Da. Și de la USR, și de la PNL, și de la PSD. PSD-ul și-a păstrat, să spunem, un alt număr, plus Pro-România ca și componență nouă în Consiliu. Aș vrea să întreb, procedura s-a început în 2019, Fulga. Procedura de majorare a prețului cu ANRSC-ul, cu aprobarea, cu avizarea, să nu cumva, mandatul pe care l-ai avut înainte, cu apariția codului administrativ, în care președintele i-a revenit sarcina să fie membru de drept, iar eu, în dispoziție, te-am delegat pe tine. Cred că era de Culescu înainte, nu? Să-mi țin locul. Era de Culescu înainte, da? Pe timpul ăla deci, pe timpul lui de Culescu s-a început procedura de majorare a prețului. Datorită structurii în asociația Ecoaqua, Consiliul Județean avea 34, primăria 32, primăria municipiului 25. Împreună nu am avut anumite înțelegeri care să fie în beneficiu cetățeanului și noi, să spunem, am spus că nu suntem de acord cu majorarea prețului și am întârziat. Urmarea schimbărilor și justificarea prețurilor, creșterea prețurilor, a dus la folosirea demarării majorării prețului din 2019 cu toate aprobările legale, iar acum s-a întâmplat acest lucru. În 2021. Completează tu dacă am spus ceva ce nu e... Într-adevăr, sunt o parte dintre domnii consilieri care sunt noi și nu au știut angajamentele Consiliului Județean dinaintea mandatului pe care l-au preluat. Am mers în baza acestei împuterniciri și mandatării a Consiliului, pentru că atunci când s-a făcut, așa cum vă spunea domnul președinte, s-a luat decizia, după comunicarea NRSC, după ce s-a primit avizul că trebuie și este necesară majorarea tarifului, doar s-a luat decizia să se amâne. În ianuarie 2020 s-a hotărât să se majoreze doar cu jumate din cât aveam voie să majorăm, pentru a nu fi o creștere bruscă, urmând ca anul acesta să majorăm și cu restul, astfel încât să ajungem la prețul aprobat de NRSC. În condițiile astea nu am considerat că este necesar să mai venim să mai luăm un mandat, pentru că a fost deja dată aprobarea pentru tariful, așa cum a fost aprobat de ANRSC. Nu l-am și cu grafic de aplicare, îmi cer scuze că v-am întrebat. Cu grafic de aplicare prin hotărâre. Da, deci înseamnă că o eroare de comunicare. Îmi cer scuze, pentru că într-adevăr nu m-am gândit de dumneavoastră. Să explice ce s-a întâmplat, cum s-a ajuns la procedura majorării, pentru că majorarea are niște proceduri legale și niște etape. S-ar putea să nu dea voie să funcționeze dacă nu crești prețul, că și ăla face o analiză ca autoritatea, îți dă avizul de funcționare. El face o analiză, băi, dar tu cu prețul ăsta poți să funcționezi? Dacă îmi permiteți. Vă fac o invitație, de câte ori vreți să veniți să vă clarificați, vă pun oameni la dispoziție, vă stau la dispoziție. Nu neapărat să ne întâlnim aici, putem să avem niște ședințe pregătitoare, de lămurire, în ideea că odată edificați pe niște subiecte, poate vin și sugestii, poate vin soluții mai bune, poate pot veni oameni mai buni. Nu avem secrete, suntem întreprindere publică, ce să vă zic, bani mulți în afară de proiectul ăsta, din activitatea de bază vă spun că... Dar vă așteptăm pentru toți doritori. Părerea mea, mă scuzați să vă da, domnule. Părerea mea s-a ajuns la acest, să zic așa, furtunos. Poate nu era o comunicare, că dacă totuși către presă să venească un comunicat, spuneați că în urma hotărârilor din domnul în care, adică luați puțin firul, istoric, pentru că mulți uită ce s-a întâmplat. Domnul Niță,
Eu știu că s-au făcut publice toate lucrurile astea și pe site-ul dumnealor, nu, domnul Niță. Domnul inginer, noi, consilieri de țeni, am nevoie de câteva lămuriri. Demararea prețului și până să dați voi avizarea și toate astea, când s-a demarat majorarea prețului? În 2019. Da, și ca etape, ca proceduri s-a parcurs în 2020, în ianuarie. În hotărâre la 31.1.2020, în care s-a stabilit mărirea cu 10%, iar la punctul ăla asociația va discuta în semestrul 2 al anului 2020. A venit pandemia și de aceea s-a amânat. S-a amânat hotărârea de majorare. Acum întrebări, domnul Niță e directorul ADI, autoritate tutelară a tot ce înseamnă EcoAqua. Asta am spus. Deci lipsa unui comunicat de presă. Așa aducerea minte de ce l-am făcut anul trecut și faptul că se întâmplă acum din cauza pandemiei, de aici ajungerea. Presa e nervoasă. Domnul președinte, haideți că aș vrea totuși să concluzionăm fiind cel care a încercat să intervenize. Nu, Ieremia și tine trebuie să faceți două concluzii la final. Părerea mea personală este... Ieremia, despre subiectul tu l-ai continuat. Părerea mea personală este următoare. Este următorul. Pe probleme majore care are impact, care are, au impact asupra populației, era normal și ar trebui că de acum încolo să se întâmple acest lucru, ca domnul Fulga sau altcineva să vină în fața Consiliului să spună și să ceară măcar un aviz de principiu. Așa trebuia făcut. Că ne-am trezit într-o situație în care s-a aprobat un preț foarte mare fără să știm și poate noi nu eram de acord, indiferent de consecințe. Domnul Dumbrava, l-am făcut în 2019. În 2019, domnul Dumbrava. Nu am știut. Nu erați consilier. Nu am știut lucrul acesta. Eu am decât am fost pus în fața. A doua problemă. Gândiți-vă la următorul aspect. Cel puțin în municipiul Cărăraș. Mărirea prețului înseamnă și o altă cheltuială în plus pe datorită modului de facturare. Pentru că cei care sunt corecți iar vor plăti și mai mult, da? Vor plăti și mai mult pe factură pierderilor celorlalți colegi de... Și nu da, este în regulă deloc. Concluzia. Da. Concluzia este următoarea. Concluzia, domnule. Concluzia următoare. Ar fi bine că de acum încolo, pentru probleme de interes major, să fim și noi informați sau măcar să obțină un aviz de principiu de partea Consiliului Județean. O să fac o informare. Pentru că avizul am avut deja, a fost aprobat. Dar o informare cu siguranță trebuia și în ce scuze pentru acest principiu. Aș pune o întrebare retorică și cu asta chiar termin. În calitate meu să de inginer electrotehnist, energetician, ca să zic așa. Energetician, a zis mai. Așa. Ne bate la ușă, ne expiră contractul cu energia electrică, care suntem, l-am luat pe bursă. Acum e cu 250%. Dacă avem trei variante, pe bursă sau pe SICAP. Pe SICAP trebuie să vii cu prețul pieței de acum. Și să zicem că tendința este în jos, dar chiar e o întrebare fără conotații. Fără conotații, să știți. Și dacă intri cu 500 media pe bursă la energie activă și vin băieții cu actele și asta și corespund, tu trebuie să respecti procedura. Dacă intri pe bursă, ești în aceeași situație. Intrăm, doar da. Sintetizez. Facem contract cu prețul ăsta de energie electrică, care e 250% și el reprezintă cam 25% din tarif. Ce facem cu... Dacă ieșim... Păi nu, n-am terminat. Noi, problema noastră e următoarea. Dacă ieșim pe pierdere, ne pierdem creditele la bancă. Automat se duce către autoritatea tutelară. Deci noi trebuie să ieșim pe profit. Eu zic că discuția asta trebuie purtată în altă parte. Eu vi-l aș da este următorul. Da. Nu aveți ce face cu prețul. Adică dacă ăla e prețul, ăla îl cumpărați, bineînțeles că se va reflecta în prețul apei. Și nu trebuie aprobare dumneavoastră. Pentru asta? Dar conducerea da. Și-a pus vreodată întrebarea. Da. Dom'le, personalul ăsta care este cumva prea umflat și am putea să facem economii de acolo, v-ați pus problema asta? Atenție foarte mare. Vezi că ataci partea stângă asta. Deci vreau să vă spun eu zic că pun problema corect. S-a pus problema de că personalul este prea umflat, poate? Și atunci am putea să facem economii? S-a pus problema... Faceți o analiză și după aceea. Nu știu, eu vă răspund la o întrebare. Și ai cu ei. Sunt tare la analize. Face că bubuii... Și nu mai vorbim, de problema cu aceste pierderi care mi se par enorme și sunt
și tot trezi, domnul Dumbrava. De acord cu dumneavoastră că nici eu nu cred că pierdem. Că dacă dumneavoastră pleacă acum, dacă dumneavoastră pleacă acum, discutați altfel cu noi. Măi, nu știu că am răbdat. Ba da. Nu, așa este. Urgămintea mea. Azi, sunt cu tunele, le discutăm. Avem răspuns la toate întrebările. Le cristalizăm ca și esențe și le vom spune în fața... Le-ați preluat sau le-am cu seriozitate? Le-ați preluat și e bine să le ducem la capăt. Rămână ca și o procedură de acum încolo pentru proiectul, pentru tot ce înseamnă de cu apa. Dacă vrem să facem, domnul Dumbrava, dacă ați venit cu inițiativa și a spus că prețul la apă s-a scumpit, în primul rând trebuie să ne gândim. Avem salariul cel mai mic la nivel de ramă. Da? La Călăraș și salariul cel mai mic la ECAM. Avem probleme cu sindicatul care vrea să-și mărească salariile și venitul. Da? Avem probleme cu creșterea carburanților, energiei electrice. Sunt probleme. Avem dorința să luăm fonduri europene de 250 de milioane de euro. Dacă noi ieșim pe pierdere în bilanț și în balanță și nu justificăm că costurile acoperă cheltuielile, vom putea să luăm credit la bancă sau să putem să luăm fonduri europene? Nu, păi nu, noi venim în fața dumneavoastră. Cel puțin eu acum sunt avocatul lui Ecoapa, ascultând argumentele care ne-au adus în această poziție. La inițiativa dumneavoastră, domnul director a venit cu niște explicații, Marius Fulga cu explicații, Niță de la directorul ADI, da? A venit cu explicații, cu toții v-am adus aceste explicații, că ele sunt niște proceduri demarate în 2019, puse în practică în 2020 și 2021. Cu toate astea, noi astăzi suntem datori să mai luăm informații de la directorul Marcel Nuțu să ne aducă la zi cu problemele pe care le are societatea. Că noi suntem decidenții cu cel mai mare capital social din societatea comercială Ecoaqua, noi deținem 32% din acțiuni. Consiliul Județean Călăraș deține 32% din acțiuni. Primăria Municipiului 25%. 16% Oltenița și 16% Uziceni. 16% Uziceni. 4,8% Budeștiu, 2,4% Lecriu și 2% Fundure. Deci, și o singură observație aș mai face. În 2016 acționariatul a făcut o infuzie de capital de 60 de miliarde. Atât aș mai zice. Da. Că s-ar putea să avem o surprize, să venim cu o propunere de majoritate de capital social pentru să susținem proiectul european. Tot din fondurile noastre. În fondurile Consiliului Județean. Să găsim fondurile... Partea noastră. Nu, și ceilalți acționari. Nu, nu. Trebuie să venim să susținem cu procentul cel mai mare.